Onorată asistență, stimați oaspeți, din partea Ministerului Finanțelor, vă salut la evenimentul de prezentare a sondajului bugetului deschis 2021. Republica Moldova este parte a acestui exercițiu din anul 2017, acesta fiind unicul instrument de cercetare din lume pentru a evalua accesul publicului la informații prin bugetul național, oportunitățile oficiale ale publicului de a participa la procesul bugetar național. În cadrul acestui eveniment, suntem onorați să avem printre noi pe reprezentantul Delegației Uniunii Europene, doamna Aurica Butnar, și pe reprezentantul permanent al femeii în Republica Moldova, domnul Roger Ceoane. Nice having you here at our event. We hope that our experience and our results will serve as another proof that we are implementing reforms, that we are trying to make our budget more transparent, make our decision more, let's say, more inclusive with the population and with the civil society. De asemenea, salutăm prezența membrilor Curții de Conturi, domnul Petru Rotaru și domnul Andrei Munteanu, împreună cu colegii. De asemenea, studiul va fi prezentat de către domnul Adrian Lupușor, director executiv expert grup. Suntem convinși că acest studiu va constitui o bază factologică și de evidențe pentru ulterioarele intervenții și activități de transparentizare, atât pentru Ministerul Finanțelor, Curtea de Conturi, Parlament, cât și pentru tot sectorul public, pentru a acorda accesul cetățenilor și implicarea pe o scară tot mai largă în procesul de luare a deciziilor în stat. Ministerul Finanțelor, prin intervențiile sale, mereu a încercat să aducă bugetul și informația despre planificare și utilizarea acestuia mai aproape de cetățeni și societatea civilă. Publicarea rapoartelor privind executarea bugetului, platforma Boost, platforma de vizualizare a datelor bugetare sunt doar unele dintre aceste măsuri unde cetățeanul poate accesa informație comprehensivă despre utilizarea banului public. În continuare, Ministerul Finanțelor va utiliza rezultatele acestui sondaj alături de alte documente de evaluare, cum ar fi PEFA, rapoartele de evaluare FMI, SIGMA și altele, în procesul de actualizare a strategiei dezvoltare a managementului finanțelor publice, în vederea transparentizării procesului bugetar, cât și o mai mare implicare a cetățenilor în acest proces. Ofer mai departe cuvântul doamnei Butnar, un cuvânt de salut și inclusiv posibil opinia cu privire la acest exercițiu. Bună ziua tuturor! În primul rând vreau să vă mulțumesc pentru invitația de a participa astăzi la acest eveniment important pentru noi, pentru Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova. După cum cunoașteți, Uniunea Europeană continuă să susțină instituțiile statului din diverse sectoare, în ceea ce ține de îmbunătățirea proceselor democratice și bună guvernare, dar pe lângă asta, una din prioritățile Uniunii Europene este să susțină activ cetățenii și organizațiile societății civile să se implice în procesul de planificare și executare a bugetului național, dar și la nivel local. Un exemplu în acest sens, și domnul Lupușor este de față, a fost proiectul Bugetul meu, pe care îl considerăm un proiect de succes, care a înregistrat rezultate destul de bune din punctul nostru de vedere. Deci au fost create 25 de coaliții locale în 25 de localități din Republica Moldova, care la moment au un regulament de funcționare aprobat. În aceste coaliții participă peste 750 de membri și au fost organizate pe parcursul implementării proiectului în perioada 2019-2022 50 de audiții publice, audieri publice a bugetelor locale din aceste 25 de localități. De ce pentru noi este important să susținem toate procesele care sunt legate de transparența bugetară, atât la nivel central cât și local? În primul rând, unul din motive ar fi că transparența bugetară contribuie la îmbunătățirea indicatorilor socioeconomici și, desigur, la reducerea corupției. Și, în al doilea rând, este faptul că Uniunea Europeană este printre puținii donatori, aș spune chiar unicul donator, care oferă granturi directe autorităților publice locale din Republica Moldova, adică banii sunt transferați direct pe conturile autorităților publice locale, fără a exista organizații sau
companii intermediare care să implementeze aceste proiecte. Deci, aceste granturi sunt oferite în cadrul inițiativei primarii pentru creștere economică. Prin urmare, pentru noi este foarte important ca să existe aceste mecanisme la nivel local, care oferă posibilitatea cetățenilor să monitorizeze cum sunt cheltuiți banii europeni în procesul de implementare a acestor proiecte. Astăzi sunt curioasă să văd care sunt rezultatele sondajului, dar și mai curioasă sunt să văd care sunt, de fapt, recomandările pentru a îmbunătăți aceste procese. Pentru că tot ce a fost făcut până acum este doar un prim pas. Cred că avem încă mult de lucru pentru a ajunge la progrese esențiale în acest sector. Vă mulțumesc foarte mult! Next, I would like Mr. Chawani to tell us a few words about his thoughts about this exercise and our progress into this field. Thank you so much, and thank you, colleagues from the EU, Minister of Finance, as well as the Court of Accounts. Vă mulțumesc foarte mult. Aș vrea să mulțumesc pentru participarea la această ședință atât colegilor la Ministerul Finanțelor, cât și de la delegația Comisiei Europene, de la Ministerul Finanțelor și de la Curtea de Conturi. It is a great pleasure for me to attend this presentation on the Open Budget Survey for 2021. Pentru mine este o mare plăcere să particip la această prezentare a sondajului bugetului deschis pentru anul 2021. Unique opportunity for us to discuss government spending decisions in a more transparent manner, which is also understandable for the Moldovan citizens. Considerăm că această prezentare este o oportunitate excelentă pentru a analiza progresul în direcția luării unor decizii cu referire la cheltuieri într-o manieră mai transparentă și mai pe înțelesul cetățenilor Republicii Moldova. So I therefore want to start by thanking the strong partnership between the expert group and the Minister of Finance for bringing us all today. În primul rând, în acest context, aș vrea să le mulțumesc organizatorilor pentru că ne-au invitat pe toți astăzi la această prezentare și în speță mă refer la Ministerul Finanțelor și la Centrul Analitic Independent Expert Group. So it's no secret that Moldova is going through a series of shocks, starting with the pandemic, rising energy prices and more recently inflation and the war on our borders. Nu este secret pentru nimeni că Republica Moldova este lovită în repetate rânduri de multiple șocuri, începând cu pandemia de COVID, cu majorarea bruscă a prețurilor la resurselor energetice, mai recent cu creșterea rapidă a inflației, dar și de faptul că la granițele statului nostru se desfășoară un război. And government has adopted some significant package of measures in order to respond to the economic, health as well as humanitarian toll that these shocks are imposing. Evident, autoritățile moldovenești au întreprins măsurile necesare prin adoptarea unui pachet masiv de măsuri care să fie într-o susținere a sectorului umanitar, de ocrotirea sănătății și a economiei în general. A response to show how we're ensuring fiscal transparency, safeguarding the accountability as well as legitimacy of the Minister of Finance. Și în contextul existenței unor șocuri atât de mari, apare o provocare suplimentară în tot ce ține de asigurarea transparenței bugetului, de asigurarea responsabilizării autorităților publice în fața populației și de menținerea legitimității activității instituțiilor. We need to report back to the citizens what have been the goals that we've been trying to achieve, the size of the support, and how are we accounting for the money that we have used. Este obligația statului să raporteze în fața cetățenilor referitor la obiectivele pe care le urmărește, dimensiunile cheltuielilor implicate, costul acestora, impactul asupra populației în general și asupra economiei. The budget survey as an opportunity which bodes well for us to be more inclusive in terms of our public budgeting but at the same time more accountable to the citizens. Și respectiv salutăm astfel de inițiative cum este sondajul bugetului deschis, fiindcă permite concomitent atât o responsabilizare a autorităților în fața cetățenilor, cât și o implicare, o incluziune mai pe larg a întregii populații a țării în procesul bugetar. People of Moldova have high expectations since August last year.
După schimbările la putere în august anul trecut, populația Republicii Moldova are așteptări foarte mari față de guvernare. To account for what progress we are making towards the expectations. Și este absolut necesar ca să raportăm, să dăm dare de seamă cu privire la măsura în care am reușit să realizăm aceste așteptări. For us at the IMF, open and transparent fiscal budgeting is critical for achieving improved governance, accountability and better development outcomes. Pentru noi, cei de la FMIE, este absolut critic să fie asigurat un proces bugetar transparent și deschis care să ducă la asigurarea unei guvernanțe mai bune, responsabilizării instituțiilor de stat și la atingerea unor mai eficiente a obiectivelor de dezvoltare. We can engage more meaningfully with our citizens and allow them to monitor them if we provide this kind of opportunities. Și dacă asigurăm astfel de oportunități, le oferim tuturor cetățenilor țării posibilitatea să se implice și să ne ceară socoteală. I don't want to take too much of your time. But it would be good to note that today's results also indicate to us that more work needs to be done in terms of the having a forward-looking orientation in terms of our conduct of fiscal policy. Nu vreau să răpesc prea mult din timpul dumneavoastră, dar mi-este important să menționez că rezultatele sondajului care vor fi prezentate astăzi ne vor arăta încă o dată cât de important este să întreprindem încă mai multe măsuri pentru a spori transparența procesului bugetar în general. And the results also confirm that while transparency is important, it is more than that. We need to allow our citizens to participate in the process. Și rezultatele sondajului care vor fi prezentate astăzi cred că vor confirma și faptul că este importantă asigurarea transparenței, dar și mai importantă este implicarea tuturor în procesul. So I sincerely hope that the results which will be presented today will be used as a foundation for ensuring a more prosperous Moldova. Respectiv, sper cu toată sinceritatea că rezultatele sondajului de astăzi vor servi ca temelie pentru trasarea unei traiectorii pentru atingerea prosperității Republicii Moldova. Vă mulțumesc pentru atenție. Thank you, Mr. Ciovani. Acum îl rog pe domnul Lupușor să ne prezinte rezultatele acestui sondaj, să vedem totuși care sunt aceste rezultate despre care tot vorbim. Mersi. Mulțumim, domnule Rachelov, stimați colegi, onorată asistență. Într-adevăr, este foarte importantă participarea Republicii Moldova în acest exercițiu de evaluare, care este bazat, practic, pe trei elemente foarte importante ce țin de guvernanță finanțelor publice, ține de transparență finanțelor publice, de participarea cetățenilor în formarea procesul bugetar și responsabilizarea sau cadrul de supraveghere bugetară exercitat de către legislativ și instituția supremă de audit, Curtea de Conturi, pentru că, sigur, chiar dacă îl numim bugetul de stat, totuși acesta nu este doar nu ține doar de guvern, dar este bugetul tuturor, este bugetul întregii țări și toți trebuie să participe prin diferite instrumente la formarea priorităților bugetare, la monitorizarea cum bugetul este respectat, este implementat și salut participarea sistematică a Ministerului Finanțelor și, în general, a Guvernului Republicii Moldova în această evaluare, începând cu 2017, astăzi suntem la al treilea exercițiu de evaluare. Este o evaluare care se face o dată la 2 ani și astăzi am onoarea să prezint rezultatele ultimei evaluări. Deci este vorba de Open Budget Survey, din engleză, în română ar fi sondajul bugetului deschis, care este unicul instrument de cercetare din lume, care este bazat pe un instrumentar foarte complex de indicatori de evaluare care sunt evaluați în mod independent,
este important acest aspect și este comparativ cu majoritatea țărilor din lume, deci avem posibilitatea să vedem atât progresul în timp cât și poziționarea Republicii Moldova cu alte țări din lume, inclusiv din regiune. Și este bazat pe foarte multe întrebări, este un număr complex de întrebări, care vizează atât există sau nu există o serie de documente cheie ce țin de guvernanță bugetară, cât și calitatea acelor documente. Este o evaluare bazată atât pe evaluarea cantitativă, cât și evaluarea calitativă. Rezultatele le vedeți pe ecran, conform aceste ediții, Republica Moldova acumulează scorul de 65 de puncte din 100 de puncte la capitolul transparență bugetară, ceea ce este un scor destul de bun. Avem o evoluție pozitivă față de anii precedenți, când a fost înregistrat un scor de 57 de puncte în 2019 și 58 de puncte în 2017. Deci avem o evoluție pozitivă comparativ cu anii precedenți. Pe partea de participare publică avem un scor mai redus, doar 11 puncte din 100, și o să discutăm care sunt motivele, dar chiar și în raport cu alte țări din regiune, la acest capitol și în alte țări scorul este redus, dar aici totuși avem mai multe teme pe acasă pe care încă trebuie să le facem. Și supravegherea bugetară, la fel avem un scor foarte bun, 63 de puncte, cu o poziționare destul de bună comparativ cu alte țări din regiune. Să le discutăm pe rând, fiecare din aceste trei dimensiuni. Deci, cum am menționat, transparența bugetară, 65 de puncte, aici cred că o ducem cel mai bine, media globală este de 45 de puncte din 100 și pentru comparație, în Ucraina acest scor la fel este de 65 de puncte, în Slovacia, în România este 63 de puncte, ceva mai mic, Polonia 60, iar Ungaria 44 de puncte. Deci suntem poziționați relativ bine comparativ cu țările din regiune. Aici vedeți evoluția în ultimii ani pe care deja am menționat, avem o dinamică pozitivă. Ceea ce s-a îmbunătățit substanțial în această ediție a scorului este publicarea raportului de executare a bugetului la jumătate de an. Recomandările noastre pentru a îmbunătăți în continuare acest scor, practic sunt trei recomandări de bază. Prima este completarea raportului la sfârșit de an cu privire la executarea bugetară cu informații privind împrumuturile estimative și cele executate. A doua recomandare este completarea calității și gradului de cuprindere a instrumentului care se numește buget pentru cetățeni, care deja este publicat în Republica Moldova, dar acesta trebuie să conțină mai multe date și prezentate într-un mod și mai atractiv pentru cetățeni, și acest instrument trebuie să fie diseminat mai activ prin intermediul surselor mass media, cumva să fie mai mult promovat în rândul cetățenilor. Și a treia recomandare este completarea informațiilor din raportul de evaluare la jumătate de an cu privire la executarea bugetului, cu previziuni macroeconomice mai detaliate pentru întregul an bugetar și cu furnizarea de estimări actualizate ale veniturilor din surse individuale. A doua dimensiune ce ține de participarea publicului și unde am deja menționat că avem rezultate mai modeste, doar 11 puncte din 100,
Media globală este de 14 puncte, deci chiar și în raport cu țările din regiune avem încă de lucrat la acest capitol. Devansăm doar România la acest capitol, dar vedeți pe slide că cam în toate țările punctajul este mult mai bun, deși oricum este mai mic față de alte dimensiuni ale scorului. Cauzele țin de implicarea insuficientă a publicului la partea de elaborare a bugetului, dar și mai important la partea de aprobare a bugetului în Parlament, anume în legislativ, unde trebuie să se lucreze mai mult pe partea de implicarea grupurilor vulnerabile, a diferitor organizații, societății civile care reprezintă diferite grupuri ale societății în procesul de discutare a proiectului de buget. Și avem un scor mai bun la acest capitol pe partea de implicare a publicului în funcția de audit a Curții de Conturi. Recomandările noastre se divizează atât pentru Ministerul Finanțelor cât și pentru Parlament. Pentru Ministerul Finanțelor este necesară implementarea și promovarea mecanismelor pilot pentru monitorizarea implementării bugetului prin implicare mai activă a publicului în acest proces. Extinderea mecanismelor de implicare a publicului și a organizațiilor sau societății civile în timpul formării bugetului, implicarea activă a comunităților, a grupurilor subreprezentate, a grupurilor vulnerabile în acest proces și diversificarea mecanismelor existente pentru incorporarea comentariilor care vin de la societatea civilă în procesul bugetar. Pentru Parlament este important să se pună mai mult accent pe implicarea membrilor, pe implicarea societății civile în timpul audierilor publice, când se examinează propunerea de buget și de modificare a legilor bugetului de stat. Să permită publicului să participe activ în timpul audierilor privind raportul de audit. Și pentru Curtea de Conturi, la fel, stabilirea mecanismelor formale pentru ca publicul să contribuie la investigațiile de audit. A treia componentă vizează supravegherea bugetului de către două instituții de bază în acest sens. Este vorba de Parlament și Curtea de Conturi. La acest capitol avem scorul de 63 de puncte, deci este un scor la fel bun. Dar în special este bun grație caracterului bun de supraveghere din partea Curții de Conturi. Din partea Parlamentului aici avem unele aspecte care trebuie îmbunătățite. Deci, în particular, Parlamentul trebuie să dezbată politica bugetară înainte ca propunerea de buget a executivului să fie depusă și să aprobe recomandări pentru viitorul buget. Propunerea de buget a guvernului trebuie să fie prezentată legislativului cel puțin 2 luni înainte de începerea anului bugetar. Cam în fiecare an acest termen nu este respectat din motive obiective și subiective. Este necesară formarea unei comisii legislative pentru a examina executarea bugetului pe parcursul anului și publicarea respectivă rapoartelor de evaluare intermediară a executării bugetului de către Parlament.
Iar pentru Curtea de Conturi, recomandarea este ca procesele de audit să fie revizuite periodic de către companii independente de audit. Acestea au fost principalele recomandări. Vă mulțumim pentru atenție și dacă sunt comentarii sau întrebări, vă fi bucuros să răspund. Mulțumesc! Mulțumim, domnul Pușor. Cu siguranță mai avem, cum ați spus dumneavoastră, mai avem de lucru, chiar dacă rezultatele sunt îmbucurătoare. Sperăm că mai avem de lucru, sperăm că în următoarea perioadă să avem și mai bune rezultate și, după cum am văzut în raport, acele elemente care urmează să le îmbunătățim, ele sunt evidente, mai ales și ține de partea de dezvoltarea instrumentelor de participare a cetățenilor în cadrul procesului bugetar, în cadrul procesului în general de luare de decizii, atât pe partea bugetului de stat, cât și pe partea bugetelor locale. Din câte știu eu, pe partea bugetelor locale deja se lucrează, deja sunt careva, spunem, activități în acest sens. Noi, pe partea bugetului de stat, de asemenea, în cadrul procesului nostru, cum am zis și mai înainte, în cadrul procesului de planificare strategică, vom încerca să găsim acele intervenții sau acele activități care vor putea să impulsioneze și să ducă la rezultate mai bune și scoruri mai mari pe acest subiect. Ceea ce ține de motivele subiective de minimizare a termenului sau de nerespectarea termenului de consultare a proiectului de buget, noi o să încercăm ca aceste motive subiective să fie cât mai puține și ele să fie minimizate, astfel încât maxim ce ține de Ministerul Finanțelor să prezentăm în termen acest proiect, astfel încât cetățeanul și părțile interesate să aibă suficient timp să studieze și să comenteze, să ne ajute în planificarea bugetului pe anul următor. O să rog membrii Curții de Conturi să vină cu reacții sau cu întrebări față de raportor sau față de autorii studiului, sondajului, cer scuze, inclusiv colegii de la Ministerul Finanțelor, doamna Scleruc, doamna Popa, Ludmila, dacă aveți careva întrebări ce ține de partea de transparență și răspundere și instrumente de intervenție. Mersi. Bună ziua încă o dată. În primul rând vreau să salut această, să spunem, inițiativă de a efectua aceste studii, pentru că ele sunt importante, să vedem reperile în care se află Republica Moldova. Pentru noi, ca instituție, este un primordial important să avem rezultate pozitive în un context în care suntem vizați în câteva, să spunem, aspecte pe aceste evaluări. Vreau să facem niște clarificări aici, anume, care recomandările pe care le-am enunțat în cazul de față, și anume procesele de audit pe care le realizăm noi să fie evaluate de instituții independente de audit. Ce ar însemna asta? Pentru că noi avem niște standarde pe care le aplicăm și respectiv mecanismul pe care îl propuneți, zic eu, nu este posibil de implementat pe moment. Doar că ne dăm seama că voi vreți să aveți anumite certitudini că rapoartele noastre sunt unele corecte și corespund standardelor de audit. Noi avem alte instrumente alternative care ar confirma acest lucru. Dacă o să mergem în detalii pe anumite misiuni de audit pe care le efectuăm, nu neapărat vorbim de bugetul de stat, am fost evaluați de Banca Mondială pentru că noi facem anumite misiuni de audit la comanda Băncii Mondiale, în sensul în care pe proiecte care sunt Republica Moldova, și avem o evaluare foarte bună pe acest subiect. Totodată, sunt misiuni de audit financiar pe care noi le realizăm anul acesta, trebuie să fie publicat sau va fi publicat misiunea de peer review, asta însemnând că o instituție sau mai multe instituții supreme de audit evaluează cum efectuăm noi misiunile de audit, și ăsta ar fi un instrument care ar putea fi utilizat în, să spunem, aprecierea calității rapoartelor noastre de audit. Deci aici trebuie cumva să reformulăm astfel încât
să fim în, să spunem, în linie de standarde internaționale de audit pe care le aplicăm noi, dar totodată să aveți certitudinea că rapoartele pe care le prezentăm noi sunt unele credibile și corecte. Noi nu avem nicio rezervă aici, vreau să vă spun că atât Banca Mondială a fost evaluată cu un calificativ foarte bun. În ceea ce privește misiunea de peer review, noi avem draftul de raport care va fi prezentat publicului și acolo întotdeauna există rezerve, dar noi suntem cotați cu un scor foarte bun în comparație cu regiunea și în general, dacă vorbim de să spunem, de rezultatele în plan mondial sau european, dacă putem să spunem așa. În ceea ce privește conlucrarea cu Parlamentul și Comisia de Profil, vreau să spun în ceea ce privește respectarea tuturor termenilor, curtea întotdeauna nu a fost practic de la fondare, eu nu am auzit un caz în care noi să depășăm termenii, asta e un lucru foarte important. Plus la aceasta, nedepășarea termenului nu este un indicator calitativ, mai degrabă unul cantitativ, dar totodată vreau să vă spun că reușind în aceasta, calitatea misiunilor de audit pe care noi le-am realizat sunt unele, zic, foarte bune. În ceea ce privește conlucrarea Comisia Parlamentară, este un mecanism nou pe care îl aplică Curtea de Conturi și este unul care, zic eu, creează premize pozitive în ceea ce privește aducerea către opinia publică a problemelor care sunt inclusiv pe bugetul de stat și pe celelalte bugete pe care noi le audităm, inclusiv ministerile, pentru că pe platformă parlamentară se discută foarte intens problemele, să spunem, identificate în misiunile de audit. În ceea ce privește misiunile pe care noi le facem anual, țin de bugetul de stat, bugetele de asigurări sociale și fondul obligatoriu de asistență medicală și ministerele, sunt misiuni obligatorii anuale, adică nu există un criteriu multianual, sau ele sunt anuale, obligatorii, termenul de prezentare a raportului de audit este 1 iunie. Astăzi noi am prezentat, ieri, de fapt, am prezentat Parlamentului opinia de audit pe raportul bugetului de stat, ceea ce este în termen, este conform tuturor rigorilor care sunt impuse de cadrul legal național. În ceea ce vrește propunerile la primul, să spunem, compartiment, ceea ce privește transparența, eu cred că aici s-ar mai putea de adăugat și cadrul de raportare pe care îl utiliza Ministerul Finanțe pentru bugetul de stat, fiind unul îmbunătățit. Noi am avut raportul public pe data de 30 mai, în cadrul care atât Ministerul de Finanțe a conștientizat aspectul ce ține de raportarea de casă astăzi a bugetului de stat și trece la unul pe angajamente. Este o reformă complexă, dar necesară. Și de aceea, adică aici rămâne să îmbunătățim acest proces și probabil când vom avea și o raportare pe angajamente, va fi mult mai clar și pentru noi, pentru părțile interesate, inclusiv cetățeni, să vadă cum se prezintă bugetul. Astea au fost câteva comentarii pe subiect. Salut acest studiu, îmi face plăcere pentru că Curtea în acest studiu a creat puncte, să spunem, peste media în Republica Moldova și cumva a creat un punctaj pozitiv în ceea ce privește clasarea Republicii Moldova și noi ne-am asumat întotdeauna de rolul de a promova bune practici și reforme. Nu doar am analizat, dar am fost un catalizator și încercăm să fim un catalizator în stimularea reformelor în domeniul public pe segmentul de audit public extern, control și raportare financiară. Mulțumesc. Dacă colegii mai au ceva să adauge de la Curte, ar fi chiar vreo. Onorată asistență, deci voi veni cu ceva informații suplimentare, altele decât cele enunțate de domnul Rotaru. Deci, indiscutabil pentru noi și cred eu pentru orice instituție publică, este foarte important orice evaluare, indiferent de faptul cine face această evaluare, pentru că până la urmă recomandările care vin au menirea să aducă plus valoare activității instituțiilor și este un lucru binevenit. Referitor la acest studiu, deci eu am încercat să intru în măsură în care ne-a permis timpul în detalii, ieri l-am accesat, am găsit raportul, am găsit și chestionarele, am trecut cu vederea peste ele și vreau să zic că chiar dacă în dinamică, dacă e să privim toate cele trei sondaje, noi menținem punctajul, același punctaj 83,
Deci aceasta nici de cum nu înseamnă că noi nu progresăm și nu avem o dinamică foarte și foarte pozitivă, asupra căreia s-a referit și domnul Rotaru, dar vreau să vă spun că există anumite situații și anumiți indicatori care cu certitudine nu pot fi astăzi, pe moment, îmbunătățiți și dacă e să vorbim de unul din ei, da, iată domnul Lupșor s-a expus asupra unei recomandări și asupra constatării că ar trebui, spre exemplu, societatea civilă implicată mai mult în procesul și transparentizarea procesului de investigare, se are în vedere și m-am uitat în chestionar de ce vorba de însăși planificarea activităților de audit, selectarea tematicilor, cât și ulterior raportarea motivelor care au stat la baza includerii unor tematici sau neincluderii altora. Deci la acest capitol vreau să vă spun că, de fapt, noi la curte avem stabilit și deja aplicăm câțiva ani un mecanism de planificare care începe în luna iunie, iată acum, și în câteva săptămâni vom avea un eveniment public, vom lansa, care ține și de implicarea societății civile, vom invita reprezentanții acestuia și vom da start elaborării programului de audit pentru anul viitor, astfel încât să reușim să obținem timp de jumătate de an până în luna decembrie când îl aprobăm, să reușim să asigurăm o comunicare cât mai eficientă cu toți factorii implicați, guvern, parlament, societate civilă, etc., în sensul în care să avem certitudinea că cu adevărat ne axăm activitatea pe cele mai importante subiecte și domenii. Mai este un indicator care ține de ponderea pe care cheltuielilor publice, care cad sub mandatul Curții de Conturi, dar care este acoperită de fapt de curte efectiv. Și aici vreau să vă zic că noi avem punctajul B, suntem pe mijloc și cert este că niciodată curtea, cred eu, nu va putea acoperi 100% prin auditele sale cheltuielile publice. Dar oricum, avem și noi indicatori care ne fac să credem că direcția pe care mergem este una corectă în sensul dat. Asta ar fi cele ce am vrut eu să vă comunic și suplimentar, doar că ieri discutasem cu reprezentanții expert grupului și am convenit de principiu că am putea avea o ședință comună, bilaterală, în cadrul căreia să discutăm mai în detalii răspunsurile, astfel încât pentru următoarea evaluare, care va cuprinde deja anul 2023, da, din 2 în 2 ani, să reușim să ne stabilim și noi niște direcții prioritare, să avem o conlucrare, de fapt avem una foarte bună cu expert grupul și ne dorim să mergem în aceeași direcție, sigur, astfel încât instituția supremă de audit să fie poziționată așa cum și este sau mai bine și să contribuim poate mai mult în sondajele viitoare la punctajul pe care îl obține Republica Moldova, pentru că de data aceasta am echilibrat un pic. Mulțumesc! Mersi mult, domnul Pușor. Da, mersi mult pentru aceste comentarii. Eu vreau doar să confirm calitatea rapoartelor și, în general, rolul foarte important pe care îl are Curtea de Conturi în procesul de guvernanță bugetară și de asigurare, în special a celui de-al treilea element al acestui scor de responsabilizare a executivului. Deci, referitor la recomandarea noastră cu privire la procese, noi ne-am referit la acea idee că cine face audit la auditor, da? Cine evaluează evaluatorul și ideea era să fie un proces de evaluare independentă a proceselor de audit a Curții de Conturi. Pentru că așa ne conducem de metodologie, de strict de chestionar. Dacă spuneți că Banca Mondială sau o altă instituție de așa talie face această evaluare a Curții de Conturi, deja face evaluarea proceselor la Curtea de Conturi, atunci noi trebuie să ne gândim cum îmbunătățim deja metodologia aceasta internațională OBI, pentru că, cu siguranță, în esență, problema este remediată. Dacă există acel mecanism care periodic asigură evaluarea că procedurile Curții de Conturi sunt în conformitate cu standardele internaționale. De ce? Eu cred că ar fi bine să venim poate și noi din partea Republicii Moldova, în baza discuțiilor noastre, cu recomandări pentru a îmbunătăți această metodologie, pentru că este o metodologie internațională de care se conduc
peste 100 de țări. Dar noi am putea să venim cu o serie de recomandări foarte concrete pentru a ajusta unele întrebări, pentru a face ca evaluarea să fie mai corectă. Dar, pe ansamblu, imaginea generală este una foarte pozitivă, în special pentru Curtea de Conturi, și vă felicit pentru aceste eforturi și pe această cale îndemn, în special Parlamentul, să atragă atenție cuvenită muncii Curții de Conturi, rapoartelor Curții de Conturi, pentru că este critic important ca ceea ce se face la Curtea de Conturi să se transforme în reacții pe potrivă, în special din partea legislativului. Și ați menționat deja acel parteneriat cu Parlamentul, acel parteneriat trebuie valorificat, intensificat. Și ultimul aspect, pentru că am dat să menționez, metodologic, evaluările s-au bazat până în 2020, deci la următoarea iterație a evaluării vom cuprinde și progresele din 2021, care cu siguranță sunt importante și sper eu se vor reflecta într-un scor și mai mare pentru Republica Moldova deja în ediția viitoare. Mulțumim, domnul Lupușor. Domnul Munteanu, dacă mai sunt. Da, mulțumesc. Eu doar ca continuitate la discursul domnului Lupușor. Deci, recenta evaluare PEFA care a avut loc, deci Curtea de Conturi pe 4 dimensiuni fiind evaluată, a obținut calificativele 3 A, cel mai înalt pe 3 din ele, și pe al patrulea este C, dacă nu greșesc, și este vorba de fapt de conlucrarea cu Comisia Parlamentară. Deci ar fi vorba de competențele Comisiei mai mult decât ale Curții de Conturi. Adică, iarăși, o evaluare în plus care, până la urmă, ne face să mizăm mult pe acea conlucrare cu Parlamentul și activitatea pe care o desfășoară Comisia de Profil în vederea obținerii unor rezultate și a unui impact mai mare pe dimensiunea finalității rapoartelor de audit. Mulțumesc! Mulțumim! Doamna Pachnihad? Da, mulțumesc foarte mult! Susțin ideea colegilor noștri. Vă facem o invitație la Curtea de Conturi să facem o prezentare amplă cu privire cum asigură Curtea de Conturi calitatea misiunilor sale de audit. Există, deci, colegul Rotaru a spus că este greu de implementat recomandarea ca companiile de audit să evalueze. Noi ne conducem de standardele internaționale de audit în TOSAI, la care am aderat în totalmente, conform principiilor generale ale acestor standarde, munca instituțiilor premii de audit poate fi evaluată de la egal la egal. Adică de alte instituții supreme de audit cu renume se formează echipe, există standard cum se evaluează munca de audit. Plus la aceasta există standardul 140, calitatea muncii de audit, acolo sunt 6 respectare, 6 elemente. Noi toată munca de audit o supunem controlului calității. La fierbinte, asta ar însemna că pentru auditul financiar, după etapa de planificare și stabilirea obiectivelor, identificarea riscurilor, tot acest pachet de documente este supus verificării la fierbinte de către o echipă independentă, apoi se urmează recomandările, se ajustează și echipa procede în următorul pas de executare a auditului. Și înainte de prezentarea proiectului de raport pe masa membrilor Curții de Conturi pentru a fi examinat și aprobat, iarăși trece o verificare, control al calității la fierbinte. Apoi, pentru a asigura că pe fiecare tip de audit se respectă standardele și manualele de care se conduce Curtea de Conturi, noi avem o structură în subordinea președintelui, care se numește Serviciul de Control al Calității și conform programului său anual are revizuiri la rece. Adică din arhivă, aleatoriu, după anumite criterii, se selectează anumite tipuri de audit care acoperă toate direcțiile de audit care există în Curtea de Conturi 5 și se verifică pe fiecare tip de anumit un anumit eșantion, de la A, de la dispoziție și până la ultima pagină din dosar.
absolut tot. Se fac rapoarte pe fiecare misiune, se face totalizat, se aduce la cunoștința conducerii, se înaintează propuneri de îmbunătățire a metodologiei și punctele slabe care trebuie incluse în programul anual de instruire a personalului pentru a fortifica capacitățile. Deci dacă veniți, noi vă punem la dispoziție toate aceste lucruri. Deci companii nu poate să verifice, doar instituții de audit, sub egida Sigma sau altor bănci mondiale, altor instituții specializate pe domeniul respectiv. Mulțumesc! Mulțumim, doamna Păcnehat. Într-adevăr, mie îmi face foarte mare plăcere, având în vedere etapele premergătoare sau acele eforturi din 2011-2012, când aceste instrumente abia erau puse la baza activității Curții de Conturi, să aud că ele într-adevăr lucrează, că ele într-adevăr sunt implementate în cadrul Curții de Conturi și dumneavoastră beneficiați de aceste instrumente într-o asigurare a unui produs care el să fie, spunem așa, în engleză se numește reliable, adică să fie recunoscut ca fiind unul calitativ și la fel pe plan internațional să fim recunoscuți că activitatea Curții de Conturi într-adevăr contribuie la acele procese în cadrul activităților guvernului, inclusiv executarea bugetului, performanțele bugetului și noi pe partea Ministerului Finanțelor la fel încercăm să implementăm în măsura posibilităților aceste recomandări pe care dumneavoastră ne le dați, inclusiv ceea ce a spus și domnul Rotaru în cadrul procesului care abia s-a finalizat. La fel, încercăm să ținem pasul cu acea calitate și acele standarde pe care dumneavoastră le impuneți. Dacă Ministerul Finanțelor, reprezentanții Ministerului Finanțelor vor să mai adauge ceva... Doamna Scleruc și direct sinteză bugetară. Da. Stimați colegi, într-adevăr, suntem parte deja a treilea astfel de exercițiu și noi suntem într-o măsură implicați în acest sondaj și, într-adevăr, ne servește și nouă ca un reper, ca niște recomandări și ca ne vedem și noi unde ne plasăm și unde trebuie să tindem în continuare, chiar în lucruri de zi cu zi. Și ne bucură mult faptul că, într-adevăr, s-a îmbunătățit scorul de la în ultimul sondaj, comparativ cu cele precedente. Ba, chiar mai mult, vreau să spun că acest sondaj efectuat în anul 21, având la bază procesul bugetar anului 20, care știm cu toții că a avut acea amprentă a anului 20, inclusiv și care pandemia care a avut impact nu doar în sănătatea publică, dar și la toate practic procesele care se petrec în societate, inclusiv și procesul bugetar. Și vreau chiar să constat că noi deja în anul următor, noi am unele recomandări care astăzi au fost vociferate, noi chiar le-am pus le-am implementat în măsura care am putut. Și sigur că noi încercăm să de fiecare dată când publicăm bugetele, propunerile de buget, când executarea bugetului, să fim cât mai transparenți și să îmbunătățim modul de prezentare a informațiilor pentru public, pentru societatea civilă. Conștientizăm, sigur, că faptul că mai avem mult, mult de făcut, în special în ce privește participarea publică și a societății civile în procesul bugetar, dar sigur că cu timpul o să încercăm să venim și aici cu îmbunătățiri și o implicare mai largă a cetățenilor și în proces. Vă mulțumim încă o dată pentru acest sondaj și să sperăm că o să fim din ce în ce mai buni în aspectele de transparență bugetară. Mersi mult. Doamna Popa. Mulțumesc. Eu am susțin cele spuse doamna Natalia. Într-adevăr, rezultatele sondajului bugetului deschis denotă că
avem de lucrat în următoarea perioadă, în prim plan, la aspectul de implicare mai activă a publicului în procesul de elaborare, monitorizare și raportare cu privire la bugetul de stat, care poate fi obținut pentru diversificarea și intensificarea a activităților de consultare publică, dar aceasta trebuie făcută în contextul unor constrângeri de timp pe care ne le pune calendarul bugetar. Iar respectarea calendarului bugetar poate fi obținut printr-o consolidare a sistemelor de control intern, atât la nivelul entităților publice, autorităților publice implicate în proces, cât și poate în cadrul Ministerului Finanțelor. Astfel încât vom putea obține procese mult mai eficiente și proceduri mult mai punctate, ca să avem un produs final de o calitate așteptată, nu doar în termen, dar și de calitate. Și atunci când vorbesc de produs, mă refer atât la legea bugetului de stat, cât și la acele rapoarte de executare a bugetului. Mulțumesc! Mulțumim, doamna Popa. Într-adevăr, aici sunt de acord pe partea de comunicare, având în vedere comunicarea fiind un pilon în cadrul cubului COSO, ceea ce ține de parte de proceduri de control intern și mediul de control, într-adevăr, va contribui la, atât la partea de responsabilizare, atât pe partea de instituții, inclusiv partea bugetară, și nu doar pe partea bugetară, dar și pe partea în general de activități și atingerea obiectivelor în cadrul guvernului în general. Și aici nu vorbim doar de Ministerul Finanțelor, vorbim de întreg guvernul, pe partea sectorială de asemenea, partea de comunicare ar ajuta, inclusiv partea de participare în procesul de stabilire a obiectivelor, stabilire a priorităților, ar ajuta la o mai bună conexiune cu cetățeanul. În cazul în care nu mai sunt, sau mai sunt careva, Mr. Cioane, would you like to add something? În cazul în care nu mai sunt careva reacții, mulțumim pentru participarea la acest eveniment. Sperăm să ne vedem tot mai des în cadrul unor evenimente similare, atât pe platforma Ministerului Finanțelor, cât și pe platformele societății civile, unde să discutăm opțiuni de politici ce vor permite o mai mare transparentizare a sectorului public și participarea cetățenilor în procesul de luare a deciziilor. Acest lucru este foarte important, deoarece noi tindem ca în urma fiecărui leu cheltuit sau fiecărei decizii luate să stea un serviciu calitativ acordat cetățeanului și, în final, un nivel de viață mai bun. Mulțumim pentru atenție și ne mai auzim cu alte ocazii. La revedere!